Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare cu oracolul magic pentru a afla care vor fi evenimentele la care ne putem aștepta vineri 26 iunie și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra roz, piatra mov sau piatra albă, gândindu-vă așadar la ziua de vineri, 26 iunie, la ce vă doriți voi de la această zi și să vedem ce prezic cărțile de oracol, oracolul magic sau tarotul magic, tarotul zânelor, de fapt, este al spiritelor bune. Și pentru început voi face talarea cu prima variantă, varianta cu piatra roz. Pun aici piatra roz să se vadă și să vedem așadar care vor fi evenimentele zilei de vineri, la ce vă puteți aștepta pentru dragoste. Aici puteți să primiți niște vești bune, poate vești oficiale legate de un proces, de un examen, de un nou loc de muncă, de niște bani, de o cerere a voastră care v-a fost aprobată. Puteți să aveți o întâlnire de destin, puteți să aveți mai multă pace și armonie, mai multă dragoste, poate o împăcare cu cineva, poate vă îndepliniți o dorință, să vedem ce spun și cărțile pentru fiecare plan important al vieții, la ce vă puteți aștepta. Așadar, vineri 26 iunie, cei care v-ați ales prima variantă, varianta pietrei roz. Aici ar trebui poate să nu mai țineți cont de ceea ce vor alții. Mai degrabă ar trebui să cereți altora să vă ajute, să aveți mai multe pretenții, poate, într-un fel. Pentru că veți avea, mâine veți avea de-a face cu situații care vă vor face mai puternici. Practic, tristețea, suferința începe să dispară de la voi, începe să vă simțiți poate mai plin de energie, mai plin de forță. Poate că veți avea mai mult de, veți ocupa mai mult de carieră, veți da tot ce e mai bun din voi. Puteți primi vești, în orice caz, mâine legate chiar de carieră, dar și de relații, pentru că se pare că ceea ce se va întâmpla mâine vă va face mai puternici. Da? Deci vă va întări încrederea în voi, da? Vă va face să vă aveți mai multă, mai multă încredere în voi și în viitor în general. Și haideți să vedem. În primul și în primul rând că voi mâine veți avea o zi mai plină de optimism în punct de vedere, din punct de vedere profesional. Veți reuși să vă îndepliniți obiectivele. Veți fi mai ușor, veți comunica mai ușor cu ceilalți, cu colegii, cu la servici sau cu șefii. Dar trebuie să fiți totuși atenți că sunteți și într-o concurență, aveți poate de-a face cu persoane prea ambițioase, deci va trebui cumva poate să încercați să vă folosiți de toată diplomația voastră pentru a depăși problemele cu aceștia, da? Deci pentru a putea să nu, ca să nu ajungeți în conflicte cu aceștia, pentru că se pare că persoanele care veți avea de-a face mâine pentru muncă sunt într-o competiție cu voi, dar în orice caz aveți oportunitatea de a crește, să vă îndepliniți obiectivele, dar trebuie să fiți atenți să nu intrați în certuri. Pentru unii poate aveți face cu un examen, poate aveți o competiție ceva, da? Pe care puteți să o depășiți dacă veți fi mai
deciși, mai ambițioși, dar fără să intrați în conflicte cu ceilalți. Din punct de vedere sentimental, o femeie poate juca un rol important, aici mai ești împărăteasa, ceea ce spune că este momentul să acționați, să luați inițiativă, să vă folosiți puterea voastră de femeie, care știți ce vreți. Femeie independentă, elegantă, frumoasă, deșteaptă, trebuie să aveți dovadă și de mai multă creativitate, puteți avea succes, da, în ceea ce v-ați propus. Și pentru unele dintre voi poate veți dori să dați naștere unui copil. În relațiile sentimentale puteți să înaintați într-o relație sentimentală sau care sunteți bărbați, puteți cunoaște o femeie, o femeie cu niște calități de mamă, de soție, da, deci de o femeie autoritară, dar cu picioarele pe pământ, o femeie care este independentă, da, care are succes. În orice caz, mâine vă puteți avea mai multă pasiune, da, sau avea de-a face cu o femeie. Pentru relațiile voastre sentimentale, o femeie poate juca un rol important. Pentru planul material, oportunități de câștiguri sau cheltuielile zilei, aici mi apare că poate ar trebui să vă ocupați poate mai mult să vă faceți provizii. Va trebui poate să vă apărați veniturile, un punct de vedere, da? Deci trebuie să fiți mai prudenți, puteți chiar să vă luați o vacanță, să vă pregătiți de o vacanță, să faceți cheltuieli în vederea unei vacanțe. Deci mâine este o zi în care este mai bine să fiți prudenți, eventual să luați o pauză sau să plecați în vacanță, din punct de vedere al cheltuielilor. Să vă gândiți mai mult poate la banii pentru vacanță. Ca și pentru sănătate, aici mi apare Prințesa Toamnei, ceea ce îmi spune că poate mâine veți avea mai multă energie pozitivă, veți fi mai dornici ca să învățați, să începeți un nou tratament, poate, sau să aprofundați mai mult un domeniu al sănătății, pentru autovindecare sau pentru vindecarea altora. Pentru surpriza voastră, surpriza zilei aici este faptul că puteți să primiți un dar, vă poate fi restituit ceva, pot intra niște bani pe neașteptate și este momentul poate în care voi puteți chiar să cereți un sprijin, un ajutor, un împrumut poate, dacă doriți să vă stingeți o datorie sau dacă doriți să plecați poate într-o vacanță, cum ești aici la planul financiar, da? Deci puteți avea mâine pe neașteptate o veste pozitivă, în orice caz să vă recuperați ceva, să reușiți să vă liniștiți într-o anumită privință, să vă recuperați poate o relație, da? Sau să vă recuperați locul de muncă sau sănătatea sau banii, sau să faceți rost de bani. Cam asta este pentru prima variantă, varianta pietrei roz, așadar pentru ziua de vineri. Și să vedem și pentru ziua de și pentru cei care v-ați ales varianta pietrei mou, cum va fi ziua de vineri. La voi se grăbește luna, ceea ce îmi spune că puteți avea o iluminare, puteți avea niște secrete, puteți să vă... poate veți avea de-a face cu mama, cu familia, sau veți fi mai creative, veți avea mai multe vești, dar totuși să fiți atenți și la niște minciuni, la niște provocări, la o ceartă, la un scandal, la o înșelătorie, da? Puteți să aveți parte de o înșelătorie sau veți fi foarte atrași de cineva, în punct de vedere fizic, da? Pentru că aici se grăbește regele. Regele de stat, regele verii, ceea ce îmi spune că puteți să aveți a face cu o persoană foarte matură, vorbind din punct de vedere intelectual, neapărat fizic, o persoană care știe ce vrea, o persoană care vă poate oferi dragostea. Lumea, deci veți primi vești mâine, veți putea avea succes, puteți chiar să primiți ajutor, sprijin, da? Puteți intra într-o familie, împăca cu cineva poate, da? Deci
Mâine puteți avea succes. Succes pe toate planurile. Să vedem ce spune aici oracolul. Haideți să le și întoarcem prima dată, că le văd eu mai bine. Da, aici, din punctul de vedere al muncii, îmi apare că puteți să aveți pe neașteptate poate o propunere. Poate cineva vă propune un loc de muncă în care voi să conduceți sau mâine vă veți pune în valoare, valoare calitățile voastre de lider sau veți avea de-a face cu o persoană importantă, o persoană creativă, o persoană care este înțeleaptă, care este instruită, care vă poate ajuta. Da? Deci puteți să primiți o susținere pe neașteptate pentru ceea ce voi aveți de făcut, pentru ceea ce vă interesează din partea unui bărbat sau voi vă veți demonstra calitățile voastre de lider. Veți rezolva niște probleme, veți depăși niște dificultăți datorită creativității voastre, inspirației voastre, veți fi mai inspirați mâine, veți avea mai multă intuiție, o intuiție mai bună, sunteți mai creativi. Din punctul de vedere al relațiilor aici, aici posibil ca să trebuiască poate să vă schimbați o idee, o opinie. Atenție și aici că apar lucruri pe neașteptate. Pentru unii poate să fie vorba de o dragoste la prima vedere foarte puternică, iar care poate vă și dezechilibrează puțin, sau pentru alții poate să fie că apar niște vești neplăcute. Poate trebuie să fiți mai atenți, totuși că pot apărea niște evenimente care să vă schimbe viața. În bine sau în rău, acum depinde, pentru că turnul aici este corespondent la cărții turnului. Turnul, în general, vorbește despre ceva, avizează și a unui pericol, avertizează și asupra unui pericol, dar nu întotdeauna, apar deci noutăți pe neașteptate, da? Deci, acum poate să aveți de-a face cu o situație, poate și cu o ceartă, spre exemplu, cu persoana iubită, pentru unii poate să fie și o despărțire, un divorț, pentru alții poate să fie vorba și de o boală, poate să fie vorba și de... așa cum am mai spus, o dragoste la prima vedere cu cineva, da? Pentru bani, aici îmi pare că veți avea câștiguri reușite, veți avea succes, vă pot veni niște câștiguri pe neașteptată. Dacă, mai ales dacă voi veți reuși să colaborați bine cu familia, cu anturajul, dacă respectați valorile de familie, tradițiile familiei, spre exemplu, moștenirile de familie, da, deci, sau cu ajutorul moștenirilor de familie reușiți să obțineți ceea ce vă doriți, este o zi a câștigurilor în orice caz. Pentru sănătate aici voi sunteți ca un magician, puteți să începeți ceva nou, pot apărea niște rezultate pozitive, veți avea mai multă energie, mai mult dinamism, da? Puteți să realizați orice vă doriți voi, trebuie să vă asumați controlul propriei vieți, ca să zic așa, sunteți în gradul să manifestați ceea ce doriți voi legat de sănătate. Deci puteți avea succes, voi puteți fi chiar un bun vindecător, puteți oferi vindecare altora, aveți energia vindecării, să zic așa, pentru că puteți să lucra cu energiile. Iar ca surpriză la voi aici, a apărut o persoană care veți avea, pentru voi e o surpriză, o femeie poate, voi sau o alta, o femeie care poate este puțin mai rece, mai distantă, dar foarte realistă, foarte sinceră, mai puțin diplomată, să zic așa, este foarte, poate că voi... veți primi un sfatul cuiva, dar nu vă este prea ușor să-l acceptați, sau voi sunteți o persoană care dați sfaturi, dar sfaturile voastre nu vă sunt ușor acceptate pentru că sunteți poate prea directă ca persoană, da? Posibil că voi sunteți niște persoane cu niște calități spirituale deosebite, da? Deci sunteți o persoană... persoane indigo, să zic așa, da? Deci care aveți niște valori foarte înalte și scopul vieții voastre este să-i ajutați pe alții. Uneori și poate că
nu toată lumea vă poate înțelege, spre exemplu, faptul că voi sunteți dorniți să salvați lumea, dorniți să schimbați lumea în bine, da? Și atunci puteți avea întâmpina dificultăți, da? Poate aveți nevoie să oferiți adevărul cu mai multă diplomație. Da, pentru că nu toți sunt pregătiți pentru adevărul, crudul adevăr. Unii vor să fie așa îmbrăcat într-o formă mai ușor acceptabilă. Cam asta este și la a doua variantă, varianta cu piatra mov. Și haideți să vedem și la varianta cu piatra albă, să vedem la voi care este, cum va fi ziua de vineri, 26 iunie, la ce vă puteți aștepta, deci voi care v-ați ales piatra albă. La voi aici se întoarce forța. Veți avea mai multă energie, mai multă forță, deci puteți să rezolvați niște probleme datorită entuziasmului, determinării, ambiției, dacă veți avea, ar trebui să dați dovadă de așa ceva ca să puteți să duceți la capăt niște probleme, pentru că puteți întoarce în favoarea voastră o situație. Aici voi mâine poate va trebui să vă ocupați de vindecare, să rezolvați niște situații dificile cu care v-ați confruntat și să mergeți mai departe, pentru că aveți șansa să depășiți obstacolul. Apar niște oportunități în orice caz, cineva sau ceva va da poate puțin peste cap, da? Și acum este cazul să rezolvați această problemă și să mergeți mai departe. Sau vă veți ocupa chiar de vindecarea cuiva. Să vedem ce va fi mâine. La ce vă puteți aștepta. Profesional aici veți avea de-a face cu un bărbat. Un bărbat care poate e mai rece, mai dur, mai critic. Sau veți avea de-a face, deci, cu cineva din... o persoană, un oficial, poate din partea statului, poate să fie și acest lucru, poate să fie un medic, poate să fie autoritatea statului. În orice caz, vi se cere, poate să cereți ajutorul unui expert, a unui profesionist, unei persoane care este mai realistă, mai obiectivă. Pentru unii dintre voi, poate veți avea ocazia să vorbiți în public sau să aveți relații să zic așa, cu persoane care sunt prea puțin creative sau sunt mai reci, mai distante, care nu vor să vă ajute, posibil și acest lucru. Aveți nevoie să vă pregătiți mai mult, să fiți mai deciși în ceea ce faceți. Atenție la certuri, discuții, la provocări, pentru că pot să apară niște conflicte, da? Deci nu reușiți poate să vă puneți în acord cu cineva în ceva. Sau veți fi tratați cu răceală sau cu duritate, atenție. Pentru relația aici mi apare faptul că pot apărea niște oportunități, dar poate că voi sunteți nu reușiți să găsiți calea de comunicare cu cealaltă persoană în relație. Poate că supraevaluați sau subevaluați o anumită relație, da? Deci va trebui puțin să fiți mai precauți, da? Să reflectați înainte de a acționa în orice caz, da? Deci să vă folosiți mai să vă folosiți timpul pentru a vă analiza poate mai bine ceea ce simțiți voi față de o anumită persoană, să nu vă grăbiți să trageți niște concluzii, spre exemplu. Mâine poate vă veți simți fără chef să vă întâlniți cu alte persoane, să socializați, poate. Veți fi poate într-o stare de visare, de leneveală sau poate chiar sunteți îndrăgostiți, dar poate că supraevaluați sau subevaluați situația. Da, deci trebuie să vă treziți puțin la realitate. Pentru bani aici, mâine puteți să vă găsiți echilibru, trebuie să vă găsiți echilibru. Trebuie să poate să ascultați și de sfaturile altora.
trebuie poate să analizați mai multe puncte de vedere, să reflectați în orice caz, să vă luați timp ca să vă decideți. Poate va trebui să nu vă grăbiți, nici să aprobați, să vă faceți un împrumut, nici să faceți cheltuieli. Da, deci aveți răbdare că lucrurile se pot echilibra, vă puteți găsi echilibru dacă voi veți avea mai multă răbdare și înțelepciune, da, în ceea ce aveți voi de făcut mâine. Pentru că succesul se construiește pas cu pas. Din punctul de vedere al sănătății, aici îmi pare că voi veți avea... Mâine poate o zi în care emoțiile pot juca pentru voi un rol important, energia copiilor vă poate ajuta în acest sens, poate veți avea și o stare de melancolie, de tristețe, vă amintiți de copilărie, spre exemplu, sau aveți ceva de rezolvat pentru sănătate, probleme legate de din copilărie, poate să fie și o astfel de situație. În orice caz, energia pozitivă a copiilor pe voi vă poate ajuta pentru sănătate, spre exemplu, sau poate veți fi nevoiți să vă ocupați de sănătatea copiilor. Ca și surpriză la voi aici, a apărut o situație în care trebuie să reflectați. Trebuie să luați distanță de persoanele care sunt nesincere. Da, deci trebuie să încercați să fiți atenți, să nu fiți păcăliți într-o situație. Că am zis și aici de la relații și de la bani și de la profesie că aveți de-a face cu totuși cu o persoană poate mai rece, mai critică sau poate chiar nesinceră sau voi sunteți prea visători. Vă faceți iluzia asupra unei persoane sau situații și atunci mi se cere ca surpriză, vă veți confrunta cu siguranță cu una dintre situațiile în care va trebui poate să fiți mai precauți, să luați distanță, da? Deci atenție cu cine veți avea de-a face. Aveți nevoie poate să luați o decizie, dar trebuie să luați o decizie pe deplin conștienți cu cine aveți de-a face sau cu ce aveți de-a face sau consecințele care vor fi, da? În orice caz, este bine să așteptați timpuri mai bune, da? Poate mâine nu vor fi momente potrivite pentru a rezolva anumite situații sau a avea o relație cu cineva, merge mai departe sau a lua o decizie. Cam asta este ce pot să spun și pentru ultima variantă, varianta pietrei albe pentru ziua de vineri, așadar, a ce vă puteți aștepta. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că ziua de vineri va fi excelentă din toate punctele de vedere și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!